sunt Antena 3, îmi cer scuze că vă întreb. Asta este. Supărați-vă pe mine. Nu, mă. Informație de ultimă oră la Antena 3, doamnelor și domnilor, pericol iminent ca o navă pe care se află 50 de refugiați, care nava a ajuns la, iertați-mă, suntem în direct, care nava a ajuns la 20 de kilometri de țărm. Suntem în direct, îmi cer scuze, se aude ce spuneți. 20 de kilometri de țărm, navă în pericol să se scufunde cu 50 de refugiați, cel puțin astea sunt informațiile. Este furtună de gradul 5, de la bordul pescadorului despre care vorbeam, doamnelor și domnilor, s-au lansat semnale de alarmă. Pe punte, repet, s-ar afla 50 de persoane, nu se știe dacă sunt mai multe. Înțelegem că o navă a Ministerului Apărării Naționale se îndreaptă către zona în care se află pescadorul cu refugiați. Mai multe știe Ana Maria Bujor. Ana, bună seara! Bună seara, Dana! Bună seara invitațiilor tăi! Iată, vorbim despre o situație limită, am putea spune. Trebuie să vă spun că, în primul rând, nava se află la 100 de kilometri de țărm. Sunt 50 de leghe, da. Iată, vorbim despre un pescador care, teoretic, are 50 de persoane la bord. Cel puțin asta spune poliția de frontieră, care a depistat acest număr printr-un sistem aparte de camere video, care poate să spună exact câte persoane se văd pe punte, atenție, nu în interiorul navei. Deci, la acest moment știm că sunt 50 de persoane pe punte. Într-adevăr, este vorba despre o furtună. O furtună de gradul 5, înțeleg că gradul 7 este cel mai mare grad pe care îl poate atinge un astfel de fenomen meteorologic. Probabil capitanul și-a dat seama că nava este în pericol. Ăsta este și motivul pentru care a lansat semnale de alarmă. Atenție, este prima dată când o navă cu refugiați lansează semnale de alarmă. Ba chiar de două ori au fost lansate aceste semnale de alarmă. De regulă, refugiații nu vor să fie găsiți, știm cu toții, vor să treacă clandestin prin țara noastră și vor să ajungă cel mai probabil undeva în Europa. E bine, de data asta, iată, sunt disperați. În acest moment, în afară sunt de acea... Sunt disperați să ce? Să rămână în România sau să tranziteze? Sunt disperați că s-ar putea să nu mai apuce nici măcar să nu mai apuce să ajungă nici măcar în România, da. Exact, despre asta vorbim. Bun, și în acest moment se îndreaptă două nave ale Poliției de Frontieră către ei și acea navă a Ministerului Apărării Naționale. Se pare că această navă a Ministerului Apărării era cea mai apropiată de punctul în care ei se află în acest moment. Bun. Ana, din câte știi tu, 50 de persoane în pericol să se nece în momentul ăsta din cauza unei furtuni foarte agresive în larg, aproape de țărmul Mării Negre. Din câte știi tu, locația, adică perpendicular pe țărm, în ce zonă s-ar afla? Noi știam de gura... Exact, undeva la gura Portiței. Acolo este zona unde Au fost reperați sau... I-au reperat, exact. Și tocmai asta le-a sărit în ochi celor de la frontieră, că un pescador nu avea ce să caute în acea zonă, fiind cunoscută ca o zonă unde nu se face pescuit. Deci nu prea aveau ce să caute. Și atunci ăla a fost momentul în care le-a sărit poliției de frontieră în ochi pescadorul. Doamnelor și domnilor, Ionela Passat, purtător de cuvânt, mulțumesc foarte mult, Ana, pentru corespondență și pentru detalii. Ionela Passat, purtător de cuvânt, Garda de Coastă, este în direct cu noi acum prin telefon. Bună seara, doamnă! Bună seara! Ce informații aveți noastră în legătură cu oamenii ăștia care sunt pe punctul de a se înneca pe un pescador, refugiați, care probabil vor să tranziteze România către alte state din Europa? Ce informații aveți despre ei? Unde se află? Dacă ați putut să vedeți dumneavoastră cam despre câte persoane ar fi vorba, ne-ar fi de folos informațiile, vă rog. Această embarcațiune a fost depistată la 32 de mile marinez de Midia. Spuneți-vă rog frumos, ca să vă înțelegem noi, la câți kilometri asta înseamnă, la câți kilometri? Păi facem un calcul simplu, o milă marină are
31,85 km. 60 de kilometri, e corect? Cam așa, aproximăm, da. 60 de kilometri, cam la 60 kilometri, dacă e la 62 de mile. Cam deci, la 62 de mile. Da, asta înseamnă 100-110. 62 de mile sau nu, e important câte de departe de țărm sunt? Ne puteți spune în kilometri? 32 de mile, a zis. Da, aproximativ 50 de mile. 50 de kilometri, pardon. Deci 50 de kilometri, da? Deci da. Nu 100, ei s-ar afla practic a 50 de kilometri. Ce înseamnă asta pentru garda de coastă? Cât de repede poate ajunge în cazul unei furtuni de grad 5, înțeleg, în locația pe care ați reperat-o? Ambarcațiunile noastre se deplasează cât pot de repede, dar depind foarte mult de vremea, de pe mare. Este o vreme nefavorabilă, vânt puternic și grad mare, și anume grad 5 pe mare. Din primele date comunicate, ambarcațiunea are la bord mai multe persoane care se află în pericol, însă alături de navele noastre ale gărzii de coastă se află și o navă a marinei militare. În funcție de situația de față, în funcție de situația de la fața locului, navele noastre vor acționa conform procedurilor internaționale. Da, sunt convinsă că aveți niște proceduri internaționale după care vă ghidați, că nu sunteți singuri pe lume, dar informațiile sunt prețioase. Vorbim despre viața unor oameni și așa hăituiți, vai de capul lor, refugiați care vin în România. Vreau să vă întreb dacă aveți informații mai clare, adică au putut vedea oamenii românii noștri de la garda de coastă, de la Ministerul Apărării, cine se plimbă pe acolo și face, eu știu, supraveghează zona. Câți oameni, despre câți oameni ar fi vorba? Nu se poate estima, datorită vremii nu ne putem apropia. Nu puteți vedea foarte bine. Mult, tocmai de asta, când vom avea alte informații, vom reveni cu celeritate. Aveți idee în situații, nu știu, similare, în cât timp s-a ajuns sau cam cât ar putea să dureze operațiunea de prin care navele noastre să ajungă la pescadorul ăsta? Nu avem, nu pot să vă estimez în timp. Depinde de distanță, de vreme. Nu vreau să vă dau o informație eronată. Am înțeles. Practic ne ghidăm și ne... coordonați activitatea. Da, exact, da, ne coordonăm în funcție de celelalte situații, de alte instituții care și-au trimis acolo oameni să-i salveze pe migranți. Doamna Pasat, vreau să vă mai întreb ceva. Sunteți foarte prețioasă pentru noi acum, pentru că sunteți singurul om care ne poate da detalii. Ne puteți spune la cât au plecat bărcile astea ale noastre, ca să vorbesc plastic așa, către pescador, navele noastre de intervenție? În urmă cu câtă vreme au plecat către pescadorul ăsta? Nava aceasta, ambarcațiunea cu aceste multe persoane la bord, a fost depistată în jur de ora 11 și navele noastre imediat s-au și pus în mișcare. Deci de la ora 11 astăzi încercați să ajungeți la o navă pe care se află câteva zeci de persoane. Se estimează că, mă rog, atât ar încăpea pe un astfel de pescador. De la ora 11 și este ora 18:36 de minute și nu aveți date foarte clare. Asta înseamnă că e prăpăt pe mare de nu se poate ajunge acolo. La ora 11 a fost detectată. Navele au fost puse în mișcare. O navă marine militare ne ajută, ne sprijină în acest caz și se face tot posibilul pentru a salva acești oameni. Sunt convinsă că se întâmplă asta, doar că făceam așa o socoteală ca un om de pe margine. Da, nu depinde numai 7 de ore. Vă spun că și... 7 ore, deci de 7 ore, 50 de kilometri. Mulțumesc foarte mult, doamna Pasat, pentru intervenția în emisiune. Ionela Pasat, purtător de cuvânt Garda de Coastă.